vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta binecuvântată. Încă de dimineață am venit cu toți înainte lui Dumnezeu, am venit cu vasele noastre și cred din toată lumea că Dumnezeu ni le-a umplut. Însă mai cred ceva, cred că Dumnezeu mai are și astăzi încă ceva de adăugat. În seara aceasta cred din toată inima că Dumnezeu vrea să ne vorbească ceva. Mie unul Dumnezeu mi-a vorbit mult în timp ce stăteam înaintea Lui pregătind acest mesaj și cred din toată inima că fiecare dintre dumneavoastră Dumnezeu vrea să vorbească în seara aceasta. Vrea să vorbească copiilor, vrea să vorbească adolescenților, tinerilor, adulților, bătrânilor, tuturor Dumnezeu vrea să vorbească. Și mă rog ca Duhul Sfânt să o facă în seara aceasta. Îi mulțumim Domnului pentru libertatea care avem să ne strângem la casa Lui. Sunt multe țări în lumea aceasta, probabil știți, unde creștinii nu se pot întâlni. Sunt multe țări în care ar vrea oamenii să meargă la biserică, dar nu pot. Țări ca Afganistan, ca Somalia și multe alte țări. Sunt creștini acolo care pur și simplu nu pot să meargă la biserică. Am prieteni care au fost misionari în Afganistan și mi-au zis, nu aveam biserică. Atât de mult mi-aș fi dorit să mă duc la biserică, dar nu aveam. După câțiva ani de misiune în Afganistan, a venit acasă, era golit. Toată ziua eram la biserică. Toată ziua eram la biserică. A zis, ani de zile n-am avut biserică. Și mulțumesc Domnului că pot să mă bucur cu frate și sorile mele în biserică. De aceea ai în seara aceasta să prețuim faptul că suntem în casă Domnului. Este un har pentru noi, este o binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o și mulțumim Domnului pentru aceasta. Dar știți libertatea aceasta cărui alt motiv se mai datorează? Se datorează societății în care trăim. Trăim într-o societate occidentală aici în Linz, care este o societate pluralistă. Adică trăiesc oameni din zeci și sute de naționalități. În Linz, v-am spus și miercuri, trăiesc oameni din peste 150 de naționalități. Peste 150 de naționalități. Se vorbesc poate mai mult de 150 de limbi. Și trăim într-o societate pluralistă și în societatea în care ne aflăm a luat ființă o ideologie, o filozofie, cum vreți să o numiți, care se intitulează, se cheamă pluralism religios. Și ce înseamnă pluralismul religios? Înseamnă că orice religie este bună. Așa spune pluralismul religios. Orice religie e bună. Orice Dumnezeu e bun. Orice carte sfântă e de la Dumnezeu, nimeni n-are dreptul să spună că religia lui este cea mai bună. Ei spun că Dumnezeu Biblia este adevărat. Mă duc eu uneia și spun, mă, Dumnezeu Biblia adevărat, zice, amin. Merge un musulman și zice, nu, că Allah e singurul Dumnezeu, ăsta zice, amin, pluralist. Merge hindusul și zice, nu, ca ai noștri, ăștia zic, amin. Pluralismul religios spune că nu există adevăr absolut. Pentru ei totul este relativ. Pentru oamenii aceștia, nu știu cum, dar ei, dacă le spui că afară este și zi și întuneric, ei zic, amin. Pentru că modul cum privești este relativ, zic ei. Și creștinismul, religia pe care noi ne-am adoptat-o, noi ne-am însușit-o, este o religie exclusivistă. Adică, le exclude pe celelalte. Noi, ca și creștini, nu putem să spunem că omul poate merge în cer și poate ajunge în cer urmând calea islamului. Nu putem. Nu putem spune că oamenii pot ajunge în cer prin calea hinduismului sau budismului. Nu putem spune asta. Dar știți ce? Și islamul spune la fel. Și ei sunt o religie exclusivistă. Le exclud pe celelalte. Și noi, în seara aceasta, suntem creștini. În seara aceasta suntem oameni care am venit la casa lui Dumnezeu pentru că ci crede din toată inima că și creștinismul este singura religie, dacă vezi, singura credință adevărată. Amin? Amin.
și cred din toată inima și sunt convins că a fi creștin înseamnă, în primul rând, a cunoaște sau a ști ceea ce crezi. În timp ce pregăteam mesajul de astăzi, mi-am adus aminte de un lucru care m-a marcat la începuturile mele în ale credinței. Mă aflam la Petroșan cu tinerii din biserică. În fiecare marți, după ce aveam seara de tineret, ieșeam în parc și cântam. Ce frumos era! Cântam și se adunau alți oameni și noi le spuneam de Dumnezeu și așa de mult îmi plăcea. Așa de mult îmi plăcea. Dar era un tânăr, după aia m-a aflat că el era pocăit, venea la noi. Ce faceți aici, bă băieți? Păi cântăm. Ce cântați? Păi, slavă Domnului, Iisus, Biblia. Cine e Iisus, mă? Mă lua așa tare. Păi, Mântuitorul, Salvatorul. Unde scrie asta? Păi în Biblie. Păi de unde știi tu că Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu? De unde știi tu? Păi, în Cuvântul Domnului, așa am învățat, așa am primit, cred. Și cum îmi poți mie dovedi că Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu? Mă făcea praf. Cum îmi poți tu mie dovedi? Stăteam de vorbă cu el, mă luam cu el, după aia mă plimbam, ca să aflu după aia că el era un... Nu venea la biserica noastră, mergea la o altă biserică, nu știu ce fel de biserică, dar el a zis, eu nu pot să accept ca un creștin, ca un pocăit, să creadă și să nu știe ce crede. Și a zis, pune mâna, citește, studiază, că atunci când vine cineva să se întrebe de Dumnezeu, de Biblie, de Iisus Hristos, tu să știi ce să-i spui. El era puțin cam mândru, dar am luat învățăturile de la el. Și m-am pus și mi-am pus inima să învăț și să știu ceea ce cred. Și în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vedem din Cuvântul lui Domnului, să vedem dacă Biblia este cu adevărat Cuvântul Domnului. Să vedem în seara aceasta dacă Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Prin credință le acceptăm și credem. Dar să știți că sunt mulți oameni și Biblia zice să fiți pregătiți oricând să dați socoteală de nădejdea care este în voi. Și vreau să vedem în seara aceasta. Este Biblia cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu? Sunt peste 26 de cărți sfinte, considerate sfinte, în lumea întreagă. Peste 26. Biblia, prima. Coranul și musulmani. Nici ei nu se lasă. Cartea lui Mormon și așa mai departe. Peste 26 de cărți sfinte. Și de unde știm noi că Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu? De unde știu oamenii care au venit pentru prima dată la pocăiți în biserică, că Biblia aceasta pe care noi o citim, din care noi ne hrănim zilnic, este Cuvântul lui Dumnezeu. De unde știu oamenii că Iisus Hristos este cu adevărat Mesia? Cum putem dovedi asta? Și mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să vorbească fiecare inimă. Vreau să încep să vorbesc despre Biblie. Pentru că în textul care l-am citit, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Și când ne gândim la Biblie, primul lucru pe care noi trebuie să-l știm este cine a scris Biblia. Cine a scris Biblia? Și trebuie să știm din Cuvântul Domnului că Biblia a fost scrisă de oameni, dar nu oricum, ci insuflați de Dumnezeu. Și rog pe tinerii de acolo, dacă pot să afișeze, 2 Petru 1 cu 21. Să vedeți ce spune Scriptura. 2 Petru 1 cu 21. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. 2 Timotei 3 cu 16, te rog. Să vedem cine a scris Biblia. 3 cu 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în prihănire. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și mă afișează, te rog, 2 Samuel 23 cu versetul 2.
2 Samuel 23, cu 2. Unde David spune în felul următor. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui iese pe limba mea. Și trebuie să știți că toți oamenii care au scris cuvântul lui Dumnezeu, care au scris scripturile, nu au adăugat nimic și nu au scos nimic din ceea ce Dumnezeu le-a spus. Și afișează, te rog, Proverbe 30, cu versetul 5 și 6. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. N-adăuga nimic la cuvintele Lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Apocalipsa 22 cu 18 și 19. Să știți că oamenii care au fost insuflați de Dumnezeu n-au adăugat nimic. Zice aici Ioan, mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Când Dumnezeu i-a insuflat pe oameni, trebuie să fim convinși că acești oameni n-au spus nici mai mult, nici mai puțin decât ceea ce le-a spus Dumnezeu. Exact ce se vorbea miercuri aici în adunare. Și trebuie să știm că oamenii care au scris Biblia au fost oameni diferiți. N-au fost oameni cu toții învățați, n-au fost cu toții doctori, cu toate că sunt unii și doctori, au fost oameni de rând. Unii au fost păstori, unii au fost împărați, unii au fost doctori. Dumnezeu s-a folosit de personalitatea fiecăruia, de vocabularul fiecăruia, de caracterul fiecăruia, de problemele pe care zicea fiecare, ca să formeze cuvântul Său. Și cum au primit acești oameni mesajul de la Dumnezeu? Cum l-au primit? Că zice, Dumnezeu i-a insuflat. Și dacă ne uităm la Iosif, vedem că Iosif a primit de la Dumnezeu un fel care a primit prin vise. Dumnezeu vorbea lui Iosif prin vise. Daniel a avut de la Dumnezeu vedenii. Samuel, știți cum a primit cuvântul Domnului? O voce audibilă. Dumnezeu îi vorbea și Samuel auzea. Avram a primit cuvântul Domnului unul din felul prin care l-a primit prin îngeri, în Geneza 19. Au venit trei îngeri și au spus cuvântul Domnului. Moise, când Dumnezeu a vorbit prin rug, a prins Dumnezeu, a făcut minune, a prins un rug și vorbea din acel rug. Pavel a fost răpit și Dumnezeu acolo i-a vorbit lucruri extraordinare. David se uita la natură. Se uita la natură David și vedea acolo măreția lui Dumnezeu. Afișează, spune Biblia un lucru atât de frumos. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri. Dumnezeu a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri. Și până aici tot este în regulă. Dar poate zice unul, bine, tu acum vii doar cu dovezi din Biblie. Și cum știm noi acum, frați și surori, prieteni dragi, căci doar Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem noi dovedi asta? Și sunt mai multe teste prin care trebuie trecut o carte sfântă ca să poată fi considerată venită de la Dumnezeu. Și primul test este testul profeției. O carte care este venită de la Dumnezeu trebuie să conțină profeția, adică să spună dinainte ceea ce se va întâmpla în viitor. Și aici Biblia, vreau să știți că abundă în profeții. Sunt profeții care au fost spuse în Biblie și le vedem împlinirea pe parcursul Bibliei. Dar sunt profeții care au fost spuse și nu s-au văzut împlinirea în Biblie și face Isaia o profeție în capitolul 13, nu mai citesc pe timpul înaintat, vorbește despre căderea Babilonului. Cu 750 de ani înainte de Hristos vorbește Isaia și spune Babilonul va cădea. Era Babilonul atunci centrul istoric, cultural al vremurilor. E ca și cum vine acum un proroc la Dumnezeu și spune, știți, New York-ul, poate centrul lumii întregi, va cădea. Nu va mai fi locuit, nimeni nu va mai locui acolo. Să vine cineva să spună altceva, vezi de seara ta. După 200 de ani de această profeție, Babilonul, și ce s-a întâmplat cu el? A
fost ras de pe fața Pământului după 200 de ani. Pentru că ceea ce Dumnezeu spune se împlinește. În Ezechiel, capitolul 26, vorbește acolo despre distrugerea orașului Tir. Și se face acolo, modul în care va fi distrus este incredibil. Dice acolo că va fi aruncat în mare. Unii, la început, au zis, e metaforă, cine știe ce înseamnă. În anul 332, dacă nu mă înșel, a venit Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon, să cucerească Tirul. Era la peste 200 de ani de la această profeție. Vine Alexandru Macedon, a ras tot din orașul acela și după ce a ras tot, oamenii care locuiau în Tir s-au dus cu toții pe o insulă lângă oraș. Și acum stătea Macedon și zicea, predați-vă că dacă nu vin peste voi. Știți că el dădea mereu un timp de răgaz. Că zicea la oameni, predați-vă voi de bună voie. Oamenii n-au fost. Oameni buni, predați-vă. Nu. Și știți ce a făcut Macedon? A luat bucăți din tot ce era acolo în oraș și le-a aruncat în apă și a făcut un pod până la insula aceea. Tot orașul Tir a fost aruncat în apă. Pentru că Biblia spusese mai înainte asta. Tot orașul Tir a fost aruncat în apă, a făcut pod și au ajuns la ei și a venit prăpăd. Biblia abundă din profeții. Și primul test, test al profeției, să știți că numai Biblia îl trece. Sunt 26 de cărți considerate sfinte în lumea întreagă. Biblia este singura carte care conține profeții care s-au împlinit. Biblia este singura. Coranul nu are nici o profeție. Nici o profeție. Măcar că s-a chinuit Mahomet să zică, vai că eu, mesajul meu e numai al meu de la Dumnezeu. Biblia au modificat-o creștinii. Nu e adevărat. Doar Biblia conține profeții împlinite. Și primul test, doar Biblia îl trece. Dar mai există un al doilea test, la care orice carte sfântă trebuie supuși. Este testul intern. Ce se află, ce scrie cartea aceea. Conține ea greșeli, conține ea contradicții. Mesajul ei este bun. Și vreau să vă zic că de la începutul Bibliei până la sfârșit există un fir roșu pe care îl poți urma, îl poți urmări. Începe Biblia de la început cu crearea omului. Căderea omului în păcat. Și încă din Geneza, capitolul 3, vedem pe Dumnezeu cum oferă planul de mântuire. Și toată Biblia vedem mai apoi cum Dumnezeu doar asta face. Greșeli în Biblie spun mulți că a, Biblia bună din greșeli. Nu există nicio greșeală în Biblie, să știți. Nu există nicio greșeală în Biblie. Nu există nici o contradicție. Și când spun că nu există în Biblie, mă refer, să știți, la Biblia scrisă în textul original. Pentru că mai apoi vom vedea, Biblia a fost copiată. Și copiatorii, uneori, au făcut unele greșeli. Copiatorii. Dar asta nu înseamnă că Biblia conține greșeli. Și cel care a copiat, poate zicea că David avea 4.000 de călăreți și el din greșeală a mai pus un zero și iasă 40.000. Într-o parte sunt 4.000, într-o parte sunt 40.000. Dar vreau să știți că Biblia, în formatul ei original, în manuscrisul original, nu are nicio greșeală. Biblia nu are nicio contradicție și trebuie să fiți convinși de asta. Dacă Biblia n-a fost trecută prin studii, n-a mai fost trecută nicio carte. Au luat oamenii de știință să vadă ce e aici, ce se zice aici. Conține Biblia niște adevăruri științifice care, când în Biblie au fost zise, oamenii încă habar n-aveau. Oamenii încă habar n-aveau. Când vorbea Isaia că pământul este 75% apă, 25% pământ, ăștia habar n-aveau. Vorbește Biblia de greutatea aerului. Greutatea aerului. Când au văzut oamenii de știință, smeresc de aici, că Biblia și-a fost descoperit după sute de ani, un fizician, că aerul are greutate.
că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este atât de frumoasă când o citești și am avut o experiență atât de frumoasă în urmă cu o lună, două de zile. Am un coleg turc care în fiecare an el postește de Ramadan. Știți ei, când sunt cu Ramadan, trebuie să citească tot Coranul, trebuie să postească și mi-erau milă de el de noaptea. Era ora 3 după masa, 35 de grade, ăsta săracul nu mai știa cum îl cheamă. Și zic, măi omule, tu ce faci? Postez. Zic, de ce postești? Așa e bine, așa e prea Dumnezeu. Zic, Coranul îl citești? Da, înțelegi ceva de acolo. Trebuie să citească în arabă, Coranul de el e turc. Habar n-are arabă. Și am început să-i spun eu despre Biblie. Am început să-i spun despre Dumnezeu că îl iubește. Am început să-i spun despre Dumnezeu că îi cunoaște fiecare mișcare, tot ceea ce El face. Și am spus, printre altele, când te duci acasă, citește Psalmul 139. Și se uită la mine și zice, de ce să nu-l citesc acum? Și am zis, amin, Doamne, ce frumos. Dar zic, citește-l. A citit pe telefon Psalmul 139. Vă zic în numele Domnului Iisus Hristos că după ce l-a gătat, îi tremura vocea în timp ce-l citea. După ce a gătat Psalmul acesta, a zis, în viața mea n-am citit așa ceva. În viața mea. Are 28 de ani și că am citit Coranul de la 18 ani de când postez în fiecare an de 10 ori. Și că n-am citit în viața mea așa ceva ca Psalmul 139. Zic, citește Biblia și vei vedea că doar Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Și cu ajutorul Domnului o face și cred din toată inima că Dumnezeu l-a mântuit. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. Și al treilea test pe care orice carte considerată sfântă trebuie să-l treacă, este testul bibliografic. Adică, nu mai există scrierile originale, să știți. Cum a scris Matei, Evanghelia după Matei, nu mai avem astăzi scrierea originală. Și testul acesta bibliografic se referă, în moment ce nu avem documentele originale, cât de credibile și exacte sunt copiile existente astăzi. Cât de credibile și exacte sunt. Și vreau să știți un lucru. Că intervalul de timp mediu dintre original și cel mai timpuriu exemplar în cazul altor texte antice este de 1000 de ani. Adică dacă Homer a scris Eliada între 750 și 850 înainte de Hristos, prima copie care există din această carte a fost găsită undeva prin anul 200 după Hristos. Și la toate scrierile antice, intervalul mediu dintre original și prima copie găsită este de 1000 de ani. Și acum vreau să vă zic ceva. Prima copie sau primul fragment din Biblie care există astăzi este datat în jurul anului 120. Este un fragment din Evanghelia lui Ioan. Acum, Evanghelia lui Ioan a fost scrisă probabil între anii 80-90. Deci după 50 de ani de când a fost scrisă, există un fragment din Evanghelia lui Ioan. Există fragmente din Biblie care datează din anul 200. Avem fragmente din Ioan, Luca 1 și 2 Petru din anul 200. Se află la diferite biblioteci. Primul care m-a zis este din anul 120 în biblioteca din Manchester, din Anglia. Al doilea din anul 200 se datează într-o bibliotecă din Elveția. Sunt la ora actuală peste 24.286 de manuscrise antice ale Noului Testament. 24.000. Adică datează din anul 400 până la anul 120, între 120 și anul 400. 24.000 de manuscrise. Așa ceva este incredibil, să știți. Au zis oamenii de știință, bun, le-au tratat ei cu carbon, știți, să vadă anul, au văzut, bun. Aici nu avem ce să zicem. Le-au luat pe toate și le-au comparat. Hai să vedem acum ce zice una și ce zice cealaltă. Și știți care este acuratețea lor, acuratețea scrierilor? 99,99%.
Și știți unde sunt greșelile aia 0,01%? Cum am zis mai devreme. Au pus unul în 0, a greșit. Deci acurateța scrierilor biblice este de 99,99%. Așadar, dragi frați, surori și prieteni, să știți că Biblia este singura carte venită de la Dumnezeu. Biblia este singura carte. Spre deosebire de Coran, știți cum a fost Coranul compilat? Am studiat mult Islamul la viața mea. Și știți cum au făcut ei Coranul? După ce a murit Mahomet, au vrut și ei să aibă o carte. Și a zis primul calif care a fost Abu Bakr, hai să facem și noi o carte sfântă. Dacă creștinii au, trebuie să avem și noi. Și a zis, bun, dar ce facem? Cum facem? Și a zis, fiecare care știe că l-a auzit vreodată pe Mahomet zicând ceva, să vină și să ne zică. Și știți cum a făcut? A venit unul și a zis, mă, mie mi-a zis tata, că i-a zis un prieten, că i-a zis unchi sau că a auzit de la bunicul, că Mahomet a zis asta. Așa a fost compilat Coranul. Și aici nu exagerez absolut deloc, să știți. Așa a fost compilat Coranul. În schimb, Biblia, să știți, când o supui acestor teste, sunt oameni care nu cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, le trece pe toate. Pentru că Biblia este singura carte care vine de la Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Acum sunt unii oameni în lume care cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, dar ei nu cred că Iisus Hristos este Mesia. Și ce ne facem atunci? Ce ne facem atunci când zic unii oameni așa? Și vreau să știți un lucru despre Iisus Hristos. Ca să zicem că este Mesia, El trebuie sau trebuia să fie împlinit toate profețiile din Vechiul Testament cu privire la El. Dacă rămânea o profeție cu privire la El din Vechiul Testament neîmplinită, Iisus Hristos nu mai putea fi Mesia. Au fost în Vechiul Testament peste 400 de profeții cu privire la Mesia. 400. Și vreau să știți un lucru. Iisus Hristos i-a împlinit pe toate. Iisus Hristos le-a împlinit pe toate. N-a rămas nici măcar una neîmplinită. Nici măcar una. Au zis unii, lasă că creștinii, după ce a murit Iisus, le-au adăugat în Biblie sau ei știu pe unde a umblat Iisus și le-au trecut în Biblie. Și știți ce s-a întâmplat după aceea? S-au găsit manuscrise ale Vechiului Testament, vechi, din anul 300 înainte de Hristos, și manuscrisele acestea, culmea, găsim aceste profeții. Și nimeni nu poate să spună că ele au fost adăugate după aceea de creștini în Biblie. Iisus Hristos le-a împlinit pe toate. Și a fost calculată probabilitatea ca Iisus Hristos să le fi împlinit pe toate acestea și știți care a fost probabilitatea și care este. Este un număr matematic care nici nu ne putem gândi la el, dar a fost transpus într-o exemplificare de către cineva și pentru că ne aflăm în Austria, o să vă zic de Austria. Și ce probabilitate era? Se zice că dacă iei un om, îi pui la ochi un fular să nu vadă absolut nimic. Îl iei într-un avion, îl urci la 10.000 de metri, îi dai o monedă de un euro și îi spui, aruncă-o din avion. El o aruncă și după ce o aruncă, aterizează avionul și omului acestuia îi zice, no, du-te și găsește moneda. Ce probabilitate să fie? Ce probabilitate să fie? Dar el trebuie să rămână încă cu fularul pe ochi. Nu este, din punctul meu de vedere, nicio probabilitate. Dar în exemplificarea aceasta, ci că omul s-a dus la punct ochit, punct lovit și a luat moneda. Exact așa a făcut Iisus Hristos. Doar El a putut împlini aceste profeții cu privire la El. Doar El. Probabilitate zero, nu contează, Dumnezeu a împlinit. Și Iisus Hristos este Mesia, este Mântuitorul, despre care vorbește Vechiul Testament și pe care mai apoi îl vedem în Noul Testament. Și
poate să zică cineva bun, dar hai să vedem Iisus Hristos. Vă ziceți că în Biblie există, că Biblia e adevărată, dar îl găsim pe Iisus Hristos în alte surse decât Biblia. Îl găsim în alte surse. Și vreau să știți că există 39 de surse non-creștine, adică laice, din vremea respectivă în care a trăit Iisus Hristos, în care vedem că este scris despre El. 39 de surse. Este ceva incredibil. Istorici romani, istorici greci au scris despre Iisus Hristos. În Talmudul iudaic, dacă vă uitați, vedeți că scrie despre Iisus Hristos. Ei zic că a făcut vrăji și nu că a făcut minuni, pentru că ei încă nu cred că El este Mesia. Dar sunt 39 de surse. Știți câte surse există despre Mahomet, că a existat? Surse non-islamice? Nici măcar nu. Nici măcar nu. Ei zic musulmanii că Mahomet a bătut pe ăia, pe ăia, pe ăia, sunt scrierile lor. Dacă e o sursă non-musulmană, nu-l găsești nicăieri. Nu-l găsești nicăieri pe Mahomet. În schimb, pe Iisus Hristos îl găsești în scrierile non-creștine. Și este încă o dovadă că El este Mesia. Dar pentru mine, știți care este cea mai mare dovadă că Iisus Hristos este Mesia? Cea mai mare dovadă. Sunt viețile oamenilor pe care El i-a schimbat. A schimbat viața mea și a schimbat viața ta. E cea mai mare dovadă. Poate mie să vină să-mi zică oricine că Dumnezeu nu există, că Iisus Hristos nu există, că Biblia nu există. Chiar dacă n-aș avea dovezile astea, eu nu l-aș crede, pentru că eu știu ce a lucrat în viața mea. Eu știu cine am fost și știu cine sunt. Și cred că fiecare știți lucrul acesta. Și ce ne ajută pe noi în seara aceasta să știm că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, este singurul Cuvânt lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este Mesia, Mântuitorul Lumii, ce implicații are pentru noi lucrul acesta? Și primul lucru care trebuie să știți, trebuie să fim siguri că Iisus Hristos acum este aici. Credeți asta? Iisus Hristos este aici. Matei 28 a zis, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Și a doua implicație majoră, putem foarte multe implicații să desprindem. Dar a doua implicație majoră, vreau să știți că dacă Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, dacă Iisus Hristos este Mântuitorul Lumii, El se află aici. Poți în viață să greșești mult. Poți să greșești jobul pe care îl alegi, poți să greșești mașina pe care o ai, dar nu poți să greșești credința pe care o ai. Fie crezi bine, fie nu crezi bine. Dumnezeu vrea seara aceasta să mântuiască orice om. Și te rog în numele Domnului Iisus Hristos, oricine fi, să nu pleci de aici. Cer iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele tale. Predă-ți viața Domnului. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Mântuitorul Lumii. Și te iubește și vrea să te ierte. Haideți cu toții să stăm pe picioare, vă rog. Să venim înainte lui Dumnezeu într-o rugăciune în care să-i mulțumim pentru Cuvântul lui, să-i mulțumim Domnului că Biblia este Cuvântul lui, să-i mulțumim Domnului că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru personal și dacă te afli în seara aceasta aici și ai vrea să faci voia Domnului și nu știi cum, roagă-L pe El să te ajute. Dacă te afli în seara aceasta aici și vrei să-ți dai viața în mâna Domnului, spune-i Lui în rugăciune și Dumnezeu în seara aceasta te va binecuvânta și te va face copilul Lui. Amin. Haideți să ne rugăm.